Reprezentanții asociației Ajutați-l pe Lăbuș vor organiza un târg de bijuterii, haine și încălțăminte cu vânzare, iar banii adunați în urma acestui eveniment vor fi folosiți pentru sterilizări, vaccinări, tratamente, hrană și campanii de adopție. Vrem să reîncepem campaniile pe care le-am desfășurat anul trecut și puțin din luna ianuarie. Avem marfă nouă, cum ar fi să spunem, accesorii, hăinuțe, jucării, coșulețe, păturici pentru căței, pisicuțe, sunt lucruri pe care noi le primim de la prietena noastră din Elveția și care ne ajută pe noi să ne acoperim cheltuielile lunare. Orice donație, cât de mică, înseamnă o șansă la viață pentru animăluțele din adăpost. Aceste lucruri, respectiv zgârzi, paiete, fundițe și așa mai departe, nu ajută căței din adăpostul nostru, pe ei ajută să aibă o masă bună, să reușim noi să le creăm un confort cât mai bun, să le mai punem puțin ciment în boxe, să mai facem un tavan și așa mai departe. Și tocmai din acest motiv, aceste lucruri vrem să le oferim celor care au unul, două animăluțe acasă. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Într-adevăr, sunt sub prețurile care se practică. Nu vrem să facem rău nimănui, dar vrem să ne salvăm pe noi și nu mă mai gândesc la alții, mă gândesc la ceea ce avem noi în spate și trebuie prin muncă să reușim să ne ducem mai departe. Totodată participanții pot dona bani și mâncare pentru animalele din adăpost, dar pot adopta și 4 pede care își caută o familie.